Judecătorul judeca, care ne bă, va judeca deja are o, haide să spunem, o opinie deja formată. Este pe periculos ce mai Este foarte periculos. Închipuiți că acum mai bine de 12 ani a existat la OTV un serial de vreo două săptămâni împotriva unui procuror. Să glumim puțin, ne amintim emisiunile OTV delicioase unele, unele care frizau. Chiar absurdul... Pe mine unele mă enerva, că totul, nu găseau știu. pe Elodie, am mai, mai pierdut și eu A mai existat da. și cu fantoma din satul, din Megidia, de lângă Megidia. Să ne reamintim, Metin Cerchez, fost deputat în Parlamentul României, colaboratorul OTV-ului, vine la OTV și spune, domnul Diaconescu, uite, există o problemă, un sat de lângă Megidia, a murit o turcoaică și de trei zile satul e bântuit. Extraordinar, paranormal. Da. Cineva a decis, nu Diaconescu, dar cineva din conducerea televiziunii a decis să dea drumul la acest subiect. S-a dus Metin Cerchez acolo, a filmat, a deci stat a de vorbă cu toți sătenii, a închetat în toată regula, vorbind de 2010-2011, ceva de genul O s toată țara. Toată țara a. se uita, da? Se a mișcat perdeaua, Diaconescu, da, da, de SMS-uri, s-a mișcat perdeaua, răspundeți da sau nu și așa mai departe. La un moment dat Metin Cerchez vine cu ideea că, domne, trebuie organizat ceva, să termine cu această fantomă care terorizează comunitatea. Și ajung ei la concluzia pe plan local că trebuie aplicată această metodă milenară de înfipt un țăruș în inima de Și vreau să-ți spun că s-a mobilizat comunitatea în frunte cu preotul, s-au dus motiv. în cimitir, s-o dezgroape pe acea amărâtă. Da? Au dezgropat-o, și au înfipt un țăruș în inimă. Și după aia, da? Și după aia, ce să vezi, toate fantomele au dispărut. Deci lucrurile s-au rezolvat. Un procuror s-a sezizat pe bună dreptate. E, da? Profanare de... Pentru profanare de cadavru. Da. Cadavr. Pe bună dreptate, da? Cine a fost acuzat? Metin Cerchez și încă șapte. Popa, pardon, preotul... Chiar nu mai știu ce s-a întâmplat. Exact asta s-a întâmplat. În timpul anchetei, lui Metin Cerchezi s-a părut că acest procuror are un comportament abuziv în anchetă. El a fost și achitat de altfel pentru această infracțiune, el neparticipând, inițiativa se pare că a fost o -a inițiativă pe plan local a consilierilor de acolo din primărie, eu știu. Da. Eh, și urmează un val de emisiuni în care apare Metin Cerchez lângă Dan Diaconescu. Dan Diaconescu în stilul caracteristic, <gâng> îl știm foarte bine cum apărea, da? E, și îl face zdrențe, ca să, form să, folosesc o expresie neacademică, pe acel procuror. Că e corupt, că are mână tot județul, că are soția judecător la tribunalul Constanța, că îl apără interlopii, că a făcut un accident pătrecea de pietoni, că a încercat o înțelegere frauduloasă cu victima, că a făcut, că a făcut, timp de o săptămână. E cine ne judecă acum? Pă Diaconescu, cine îl judecă? Cine? Nora acelui procuror. Da, ce se moștenește? Obiceiul ăsta rele se moștenesc? E vorba nu? de obicei obiceiuri, fărească no. Dumnezeu. Da? Nu. E vorba de o relație de dușmanie. Evidentă. Acel procuror a suferit mult în perioada respectivă. El a făcut plângeri la CSM, a cerut CSM-ului să-i apere reputația profesională, a dat drumul și la un dosar penal împotriva Lumetin Cerchez da, în care are logică, sediu OTV a fost percheziționat. A fost percheziționat. S-au ridicat în scrisul, s-au ridicat casete cu emisiunile respective și a arătat în cuprinsul acestor ordonanțe, acel domn procuror a arătat că imaginea sa profesională este făcută țândări, că suferă îngrozitor ca urmare a acestor emisiuni. Iaconescu n-a avut singura lui vină cu ghilimele, este că a găzduit această emisiune. Păi și, maestră, și acum a venit că... payback. Da, n-ai verificat cum judecătoarea Nora a acelui procuror a fost repartizată. N-am avut în această posibilitate, să spun de ce. Pentru ca că să vezi dacă chiar a fost spusă după cu termenul în care s-au uh, discutat cerile și excepțiile și de atunci, o chestiune alta decât măsuri preventive, eu n-am mai avut niciun contact cu doamna judecător. Na? La ultimul, după ultimul termen, îl sună Metin Cerchez, eram alături de Diaconescu, sună metind cercării și spune Dane, ești în Constanța? Da. Ai timp la o cafea, să bem o cafea? Da. M-am dus cu el, ne-am întâlnit undeva chiar lângă judecătorie la o terasă și atunci a spus, păi Dane, n-ai nicio șansă, știi cine te judecă? Păi cine mă judecă? Păi doamna judecător, pe care o cheamă așa și este nora procurorului ăla. Vrei să spui numele? Spune... No. Maestră, Diaconescu... spui numele? Nu, Diaconescu spune care procuror, care, mai ții tu minte cu cadavrul de la nu știu ce și reamintește toată povestea. Și atunci Diaconescu umblă în arhivă, o săptămână am căutat și am văzut și asta a fost. Da, mic, asta a fost. E mică da. lumea.